Stimați frați, e momentul acum să redeschidem cuvântul Domnului și să citim din epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12. Vom citi primele 8 versete. Romani, capitolul 8, capitolul 12, primele 8 versete. Acest pasaj se găsește sub titlul Predarea în slujba lui Dumnezeu. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amin. Înainte să ne reașezăm, vă chem să avem împreună o rugăciune, o rugăciune în care să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste propovăduirea cuvântului, o rugăciune în care să cerem prezența lui Dumnezeu ca o cercetare binefăcătoare peste fiecare dintre noi, în ascultarea cuvântului și în pregătirea noastră în vederea împărtășirii cu cina Domnului. Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea. Să ne rugăm! În această dimineață, pornind de la cuvântul pe care l-am citit, cu gândul la chemarea pe care ne-a făcut-o Dumnezeu, cu gândul la cina Domnului, pe care o vom serba între noi în încheierea acestei slujbe, în această dimineață vom vorbi despre predarea în slujba lui Dumnezeu. Acest pasaj pe care l-am citit este așezat în Sfânta Scriptură, în traducerea pe care noi o citim, sub titlul Predarea în slujba lui Dumnezeu. Adevărul e că Dumnezeu are o lucrare de făcut în lume și adevărul e că Lui nu îi place să facă această lucrare de unul singur. Ar putea,
în atotputernicia Lui, în suveranitatea Lui, să dea un decret în baza căruia, într-o clipă, tot ceea ce trebuie să fie făcut în lucrarea sa, a împărăției sale, să fie săvârșit deodată. Ar putea să facă așa. Dar nu face așa din pricina faptului că lui îi face bucurie, îi se găsește plăcere să cheme la el oameni, să își apropie oameni pe care să îi așeze în slujba lui, cu care să împartă lucrarea, în temeiul unui principiu revelat în Scriptură, și anume, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne predăm în slujba Lui. Când vorbim despre predarea față de Dumnezeu, predarea în slujba Lui Dumnezeu, simțământul meu este că uneori acest concept este privit superficial și înțeles superficial. Ce înseamnă oare să te predai în slujba Lui Dumnezeu? La o întâlnire de evangelizare, predicatorul ar putea să încheie spunând: e cineva care se predă Domnului? Cine se predă Domnului este invitat să facă un semn, să ridice mâna sus sau să vină în față. Iar acei oameni care s-au lăsat mișcați de cuvânt, ascultă, ridică mâna, vină în față. Mă întreb, predarea în slujba lui Dumnezeu să se rezume la acest gest, la acest act? Răspunsul este nu. Predarea în slujba lui Dumnezeu este mult mai profundă decât această scânteie care s-a aprins, care este necesară, dar care nu e foc, e doar o scânteie. Unii oameni merg mai departe, aleg să participe la slujbele bisericii și chiar aleg să se boteze în apă. Predarea în slujba lui Dumnezeu oare să se rezume la acest gest? Se poate merge chiar mai departe. Unii oameni se botează în apă, cum cei mai mulți dintre cei care suntem aici prezenți am făcut. Să însemne oare predarea în slujba lui Dumnezeu toți acești pași cu acest hotar? În înțelegerea pe care o găsesc în cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură, predarea lui Dumnezeu trece dincolo de acești pași. Este ceva profund, este ceva ce angajează întreaga noastră viață, e ceva ce implică fiecare zi pe care o trăim, efortul nostru de plin, inima noastră de plină. Dumnezeu ne cheamă să ne predăm în slujba Lui. A ne preda în slujba Lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât a veni la adunare. A ne preda în slujba Lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât a cânta, chiar mai mult decât a cânta cu foc. Putem să cântăm și totuși să nu fim predați în slujba Lui Dumnezeu. Putem cânta chiar despre predarea în slujba lui Dumnezeu și cu toate acestea să nu fim puși la dispoziția lui Dumnezeu. Avem noi o cântare pe care o cântam mai de mult, cred că e bine să mai revenim asupra ei, dar după ce ne predăm, cântarea aceea spune: sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Mă tem că unii oameni când cântă cântarea aceasta spun neadevăruri. Ei zic: sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă, te voi asculta. Și dacă îi cheamă Domnul, nu ascultă. Și nici la dispoziția lui Dumnezeu nu sunt, deși sunt aici. Sau o altă cântare: suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul, chiar și să murim. Aceste versuri de cântare sunt cuvinte mari. Suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul, chiar și să murim. Dar oare să fie cum cântăm? Oare suntem gata să ne jertfim? Oare suntem gata pentru Domnul să murim? Teama, frământarea pe care o exprim în fața dumneavoastră e că e posibil ca pe unele buze să fie doar cântece și cuvinte frumoase și inima să nu fie predată în slujba lui Dumnezeu. În această dimineață, cercetându-ne sufletul să vedem cum suntem puși la dispoziția lui Dumnezeu, cum suntem predați în slujba lui Dumnezeu, să vorbim despre, pe marginea acestei teme. Trei lucruri, cu ajutorul Domnului, aș dori să scoatem în evidență. Întâi, vom vorbi despre felul, despre natura predării pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi.
versetele pe care le-am citit ne vorbesc despre natura predării în slujba lui Dumnezeu. În fapt, aici este o întrebare. Ce fel de predare se așteaptă Dumnezeu de la noi? Predare în slujba lui Dumnezeu. Dar cum e predarea aceasta? Ce are ea în miezul, în esența ei? După cum citim în aceste versete, primul verset, Roman 12, versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu începe aici spunând: vă îndemn, dar fraților. Ar fi putut apostolul Pavel să scrie aici: vă poruncesc, fraților. În numele Domnului Iisus Hristos, poruncesc. În unele locuri din Scriptură, apostolul Pavel folosește această adresare. Duhul lui Dumnezeu l-a inspirat să scrie sub imperativul unor porunci. De această dată, nu-i poruncă. De această dată e un îndemn. Iar îndemnul acesta sugerează că Dumnezeu așteaptă ca oamenii care se predau în slujba lui să facă acest lucru de bunăvoie, în mod liber, în mod voluntar, ca o alegere pe care și-o asumă, ca un gest pe care îl decid singuri. Vă îndemn. Predarea în slujba lui Dumnezeu este o predare de bunăvoie. Dumnezeu alege să își apropie oameni și să folosească oameni care de bunăvoie, nepresați, nesiliți, neforțați, neobligați, ci de drag, de voință liberă, de bunăvoie și în mod voluntar, se pun la dispoziția lui Dumnezeu. Întâi de toate, stimați frați și stimate surori, predarea pe care o așteaptă Dumnezeu, consacrarea în lucrarea lui Dumnezeu, este de bunăvoie. Mântuitorul nostru Iisus a spus odată: dacă vrea cineva, să vină după mine. El așa a vorbit despre urmarea lui: dacă voiește cineva. Când Dima, unul dintre tovarășii de slujire, de lucrare, de misiune apostolului Pavel, a dorit să părăsească echipa misionară, a tras, poate temător, cine știe ce s-a întâmplat, nu este scris cu exactitate, scrie doar că Dima, din iubire față de lumea aceasta, ne-a părăsit. Dacă vrea să facă aceasta, nu este nimeni în cale. Dacă decide să rămână mai departe în ogor și să slujească jertfindu-se în ogor, e binevenit. Predarea în slujba lui Dumnezeu, frații mei, este voluntară. Nimeni nu este obligat. Nimeni nu este constrâns. E o alegere pe care trebuie să o facem. Și la aceasta suntem chemați. Dumnezeu să ne ajute. Predarea în slujba lui Dumnezeu, cum găsim în versetul acesta, este motivată de mulțumire, de recunoștință. Observați, vă rog, vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Până în locul acesta al epistolei sale, apostolul Pavel a vorbit despre îndurarea lui Dumnezeu. A început prin a descrie starea de păcat a omenirii, în Roman capitolul 1, apoi în capitolul 2 a arătat că în starea aceasta de păcat se găsește nu doar omenirea, nu doar națiunile pământului, ci chiar însuși poporul pe care Dumnezeu și l-a ales din Avram, prin Avram, ca să fie lumină între națiuni, respectiv poporul Israel. A spus că și iudeii sunt într-o stare de păcat. Ca în capitolul 3 să continue, să concludă spunând: neamurile și iudeii sunt la fel, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ca apoi în capitolul 4 să ne vorbească despre harul pe care Dumnezeu l-a arătat, alegând să aibă milă față de oameni, făcând un plan de salvare pe care l-a revelat și pe care l-a adus la cunoștința omenirii prin Iisus Hristos Domnul. Ca apoi în capitolul 5 să ne vorbească că acest har face ecou în viața noastră atunci când avem credință. Această credință este superioară legii, este superioară păcatului, este superioară morții și prin credința în Iisus Hristos căpătăm de la Dumnezeu iertare, eliberare de păcat, eliberare de puterea legii, eliberare de puterea morții.
primim în urmă Duhul, căpătăm din partea lui Dumnezeu înfierea și acum, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu fiind, suntem copiii lui Dumnezeu. Cu acestea se încheie capitolul 8. Ca apoi în capitolul 9, 10 și 11, apostolul Pavel să arate locul pe care în planul lui Dumnezeu îl au oamenii, poporul Israel, națiunile pământului, cum Dumnezeu și-a arătat îndurarea și față de unii și față de ceilalți, făcând în așa fel încât la urmă poporul lui Dumnezeu să fie salvat, numele lui Dumnezeu să fie înălțat, să fie binecuvântat. Și apoi se încheie arătându-ne că prin acest har urmează să fie răscumpărată toată creația și înnoită toată creația. Ca după ce se încheie capitolul 11, să spună apostolul Pavel, fraților, având în vedere îndurarea lui Dumnezeu despre care v-am spus până acum, vă îndemn să vă predați în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat îndurarea și față de noi. Predarea în slujba lui Dumnezeu trebuie să fie motivată de recunoștință, de mulțumire. Ce ar trebui să determine pe cel care slujește lui Dumnezeu să rămână în slujba lui Dumnezeu? Care e motivația celui predat în slujba lui Dumnezeu? Aud uneori, vorbindu-se așa printre frați, slavă Domnului, Domnul ne va răsplăti. Lasă că merită să ne ostenim, merită să slujim lui Dumnezeu, merită să ne sacrificăm pentru El, merită să ne punem în slujba Lui, pentru că Domnul se va îngriji ca nici măcar un pahar cu apă dat în numele Lui să nu fie lipsit de răsplată. Merită să-L slujim, că ne așteaptă o mare răsplătire. O slujire motivată de gândul la răsplătire. Sigur că răsplătirea nu va lipsi. Despre ea Scriptura ne vorbește. Dar ce aș vrea să subliniez este că motivația profundă a celui predat în slujba lui Dumnezeu n-ar trebui să fie răsplătirea. Deși răsplătirea nu va lipsi, ci ar trebui să fie mulțumirea. Mulțumirea față de ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Dacă ne gândim să slujim lui Dumnezeu numai pentru că ne va răsplăti, nu-i nicio deosebire între un angajat și noi. Dar dacă ne predăm în slujba lui Dumnezeu de dragoste față de Dumnezeu, de bunăvoie, luând în calcul mila pe care ne-a arătat-o Dumnezeu, iubirea pe care ne-a revelat-o, dacă ne predăm în slujba Lui ca să ne arătăm recunoștința față de ce a făcut Dumnezeu față de noi, pentru noi, atunci am înțeles esența predării. Aș pune o întrebare, știu răspunsul, dar totuși pun întrebarea, nu de dragul răspunsului, ci de dragul întrebării. Nu. Și acum întrebarea este următoarea. Câți dintre dumneavoastră aveți un loc de muncă? Aveți un loc de muncă? Nu? Domnul să vă binecuvânteze locurile de muncă. Nu vă întreb cum este salariul, numai vă urez să vă fie dublat în acest an. Nu. Nu. Faptul că ați râs înseamnă că sunteți împotrivă, nu? Atunci triplat. Imaginați-vă că ar veni la dumneavoastră cineva și ar spune, domnule, îți propun să te muți cu locul de muncă la firma mea. Îți voi face un contract pe perioadă nedeterminată și dacă vrei, poți să te pensionezi de aici. Vei face tot ceea ce faci unde lucrezi, doar că, spre deosebire de plata pe care o primești acolo, eu te voi plăti cu 5.000 de euro pe lună. Poate că e mic salariul ăsta pentru unii dintre voi. Da? Să presupunem că vă face oferta aceasta. Câți v-ați gândi să vă schimbați locul de muncă? Ce aveți în minte scoate în evidență motivația pe care o aveți când vă duceți la serviciu. De ce ne ducem la serviciu? Care e motivația care ne determină să ne trezim dimineața și să ne ducem la serviciu? Răspunsul cinstit este salariul. Nu-i nicio greșeală în asta. Așa a rânduit Dumnezeu să ne câștigăm pâine. Cel angajat este motivat de salariu. Dacă ar lipsi salariul o lună, două, trei,
dacă ți s-ar spune că nu se mai plătește, nu te-ai mai duce. E limpede că ceea ce îl motivează pe cel angajat să se ducă la muncă, la locul de muncă, este pâinea pe care și-o câștigă prin muncă. Acum întrebarea este, ce îl motivează pe cel care se predă în slujba lui Dumnezeu? Pe cel care se predă în slujba lui Dumnezeu, ne spune acest pasaj biblic, îl motivează îndurarea lui Dumnezeu. Motivația nu este în viitor, nu e în față. Motivația este în trecut, e la cruce. Motivația e reprezentată de iubirea pe care Iisus Hristos a arătat-o, mila pe care Dumnezeu a revelat-o. Motivația se regăsește în jertfa adusă de Iisus Hristos, care s-a dat pe sine la moarte pentru noi, ca să ne răscumpere. Și acum, în urma iertării, a eliberării, a salvării pe care am căpătat-o, a îndurării care ni s-a arătat, decidem să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu, ca să-i mulțumim frumos. Răsplata nu va lipsi. Aproape ca un copil, apostolul Petru s-a apropiat în numele ucenicilor și a zis, Doamne, noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom primi? Și a urmat o pildă cu mult târg. Pilda lucrătorilor din vie, care tocmit să lucreze în via stăpânului, au fost tocmit să lucreze dis de dimineață pe plata unui leu. Și apoi, în via stăpânului, au venit pe rând, la inițiativa stăpânului, aduși din piață, lucrători, în momente diferite ale zilei, ultimii aduși în vie, fiind niște oameni care au apucat să lucreze doar un ceas. Iar la urmă, stăpânul, gospodarul, când și-a plătit lucrătorii pentru ziua de lucru, a început cu cei care au lucrat mai puțin și le-a dat un leu. A lucrat un ceas, a primit un leu. Imaginați-vă când au ieșit din casă, că așa s-a început cu ultimul, când s-a ieșit de acolo de la caserie, cei care au lucrat toată ziua, 12 ceasuri aproape sau 9, cât i-o fi fost, au zis, cât v-au plătit? Un leu. Și câte ceasuri ați lucrat? Unu. Păi de-am lucrat 9 ore, înseamnă că o să-mi dea 9 lei. Și la sfârșit a primit tot un leu. Pentru că așa se tocmiseră. La urmă de tot, cei care au lucrat toată ziua și au primit pentru munca lor leul cu care se tocmiseră, erau foarte necăjiți și frustrați, zicând, nu se poate, nu e corect. Cel care a muncit doar un ceas a primit răsplată cât am primit eu, nu e corect. Atât de frustrați, atât de supărați și de cătrăniți în sufletul lor au fost, că nici măcar nu s-au putut bucura de fructul muncii lor, leul acela. Și apoi stăpânul i-a chemat și le-a zis, ce-i cu voi? De ce bombăniți? Păi nu-i corect. Ce nu-i corect? Nu-i corect să dai un leu la ăsta care a lucrat o zi, care a lucrat un ceas. Dar domnule, le-a zis stăpânul, am dat leul tău sau leul meu? Păi pe-a tău l-ai dat. Și n-am eu voie să fac ce vreau cu ceea meu? Păi ba, ai voie. Am luat ceva de la tine. Nu ne-am înțeles noi azi dimineață că primești un leu pentru ziua de lucru. Așa ne-am înțeles. Și ai primit leu? L-am primit. Și atunci care e problema ta? Păi n-am nicio problemă. Mai vii și mâine. Nu mai vin. Înțelegeți problema? Iisus îi răspunde lui Petru. Petru întreabă, ce răsplată ne vei da? Cu alte cuvinte, Domnul Iisus îi spune, vrei să ne tocmim pe un leu de acum? Sau mai bine lași problema răsplătirii în seama generozității stăpânului și tu slujești fără să te mai gândești la plată. Plata nu va lipsi, dar las-o în seama generozității stăpânului. Motivația ta să fie dragul de stăpân, îndurarea lui Dumnezeu. Biserica Emanuel are nevoie de oameni care se predau voluntar și se predau cu recunoștință în suflet, fără alte gânduri. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de asemenea oameni. Apoi cuvântul ne arată că predarea în slujba lui Dumnezeu, așa ne spune în acest verset, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Și apoi jertfa este descrisă cu trei cuvinte. Vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, predarea pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi se cere să fie o predare cu spirit de sacrificiu, o predare jertfelnică, jertfitoare. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă. Jertfa, așa cum citim în acest cuvânt, se cere să fie vie. O fi trimitere la post, o fi trimitere la sacrificiu de sine, la o jertfă care continuă, pentru că e și un paradox acolo. Jertfa, prin definiție, se cerea să fie moarte. Adică dacă e jertfă, trebuie să fie și moarte la mijloc. N-are cum să fie jertfă și să mai rămână vie. O-i jertfă, o-i vie. Că dacă ai dus la altar pentru a fi jertfit un miel, un vițel sau cum era rânduiala levitică, prin definiție când îi ziceai jertfă, se înțelegea că încetează din viață. Că asta înseamnă să fie jertfă, să-i fie scurs sângele și să moară. Calitatea de jertfă, mai erau și acele jertfe numite ardere de tot. Pe acolo era o mistuire, era un holocaust, acolo nu mai rămânea nimic. Deci jertfă implică, cum să spun, încetare a existenței. S-a terminat. Dar aici zice jertfă vie. Aș înțelege că prin acest paradox, jertfă vie, se subliniază că jertfa trebuie să aibă continuitate. Că nu-i doar odată. Că jertfa aceasta trebuie să continue mereu și mereu și mereu și mereu. Precum a fost Isaac adus de Avram, jertfă pentru Dumnezeu, Domnul n-a ales ca Isaac să moară, ci dimpotrivă Dumnezeu a dat viață lui Isaac și a spus lui Avram, lasă-l pe băiat, dezileagă-l, mergeți împreună acasă. Pe altar s-a suit liber, s-a suit ca fiul al tău, l-ai pus ca fiul al tău, pe altar a căpătat calitatea de jertfă. Acum când coboară de pe altar, nu lasă pe altar calitatea de jertfă, ci o duce cu el. Și de acum în casa ta, băiatul acesta este jertfă vie, nu-i mai a tău, e a lui Dumnezeu. O jertfă continuă. Mai în zilele trecute, vorbind cu colegii, cu studenții de la școală, mi-a venit așa acolo un gând. Nu-i mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenul său. Ce înseamnă să-ți dai viața pentru cineva? Nu e mai mare dragoste față de Dumnezeu decât să-ți dai viața pentru Dumnezeu. Dar ce înseamnă să-ți dai viața pentru Dumnezeu? Să-ți dai viața pentru Dumnezeu înseamnă să mori pentru Dumnezeu? Să-ți dai viața pentru Iisus Hristos înseamnă să alegi să fii martir, dacă se cere? Știți ce observ, frații mei? Că unii oameni ar fi în stare să moară martiri, dar n-ar fi în stare să trăiască martiri. Nu sunt în stare să moară pentru Hristos, dar nu sunt în stare să trăiască pentru Hristos. Ce-i viața? Am luat acolo o cretă, acum mi-am venit în minte că dacă venea mai de mult, făceam așa ce. Și am zis, să zicem, trebuie să trăiești, mai ai de trăit acum încă 50 de ani, să presupunem, încă 50 de ani de aici încolo. 50 de ani mulțit cu 365,25, da? Anul bisect, numărul de zile dintr-un an, înmulțit cu numărul de ceasuri dintr-o zi, 24, înmulțit cu numărul de minute dintr-o zi, 60, înmulțit cu numărul de secunde dintr-un minut, rezultă acolo o cifră, câteva miliarde de secunde. A trăi pentru Hristos înseamnă să iei toate secundele acestea și să le pui în slujba lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-ți dai viața. Să fii o slujire consacrată, predată, să fii trup și suflet pentru Dumnezeu și apoi să te cheltui pe tine cu bucurie. Să găsești bucurie și împlinire în a te implica, în a te dărui, în a face ceva pentru Dumnezeu. Cei mai nefericiți oameni sunt oamenii care nu fac nimic. Oameni care nu oferă nimic în timp ce se așteaptă să primească mereu și mereu. Predarea în slujba lui Dumnezeu, stimați frați și stimate surori de credință, se cere să fie o predare motivată de recunoștință. Se cere să fie o predare însoțită cu sacrificiu. Trebuie să faci ceva cu sacrificiu. Eu știu că în adunarea noastră sunt foarte mulți oameni care se dăruiesc lui Dumnezeu cu sacrificiu. Știu acest lucru și sunt conștient că nu știu totul, doar Dumnezeu știe totul.
slăvit să fie în numele Lui. Vă îndemn să ne împrospătăm consacrarea aceasta. Iar acum în această dimineață, apropiindu-ne de cina Domnului, înțelegând că Dumnezeu și-a arătat recunoștința față de noi, ca gest de mulțumire să ne punem la dispoziția Lui din nou, în slujba Lui din nou. Și acest lucru în mod liber, acest lucru având în vedere iubirea Lui Dumnezeu arătată de noi, față de noi și cu spirit de sacrificiu. Și mai e un lucru în versetul următor care trebuie subliniat. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În contextul în care oamenii erau chemați de apostolul Pavel să se predea în slujba lui Dumnezeu, apostolul atrage atenția asupra unui pericol care vine din partea chipului veacului acestuia și care ar putea să ne modeleze înțelegerea, mintea și să ne compromită chemarea și alegerea pe care am făcut-o pentru Dumnezeu și Dumnezeu pentru noi. Și de aceea apostolul spune să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, să vă distanțați de lume, să nu vă lăsați înfășurați de iubirea acestei lumi, de lucrurile care sunt în lume, ci să vă metamorfozați, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, cu viziunea să înțelegeți bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cu alte cuvinte, predarea pe care o cere Dumnezeu de la noi este o predare cu viziunea excelenței, cu viziunea sfințirii, cu viziunea excelenței într-un cuvânt. Trebuie să cresc în calitatea predării. Trebuie să cresc în calitatea slujirii. Să vă prefaceți prin înnoire, prin transformarea minții. Predarea aceasta trebuie să crească, trebuie să fie mereu proaspătă. Slujirea trebuie să fie mereu proaspătă. Cum e predarea ta în slujba lui Dumnezeu? La polul opus mesajului din acest verset aș așeza poate o slujire modelată de standarde lumești și caracterizată de rutină. Pe când în acest cuvânt spune slujirea să fie caracterizată de o minte înnoită, de o minte înnoită și guvernată de voia lui Dumnezeu care este bună, este plăcută și desăvârșită. E o slujire în transformare, să vă prefaceți. Acolo este metamorfozo, care înseamnă metamorfoză, transformare. Poate că v-am spus odată, așa când eram copii la școală acolo în sat, primăvara ne aduceau pe așa erau ca niște foi de ziar, așa niște cartoane, arătau ca boabele de mac și erau puse între cele două ferestre ale între cele două foi de sticlă ale ferestrei, erau puse acolo, băteau soarele pe ele, n-am știut ce, deci știam, poate ne scăpam de ele la timp. Erau ouă de fluture de mătase. Din ouăle acelea eclozau larve și creșteau viermi de mătase, micuți la început, cu un punct negru într-un capăt, da? Și după aceea tot mai mari, tot mai mari, se făceau și așa de mari. Aduceam frunze de dud, puneam deasupra lor, care sunteți așa de la generația mea către partea aia cu bunii? Da. Vă aduceți aminte din copilărie, Caiu, s-a fost și tu după frunze de dud. Numai Vlad nu a fost. Da. În București nu s-a auzit decât de firul de mătase. Da. Creșteau, cum spun, mari, erau așa puși pe mese acolo, mișcau, mâncau. Bucuria mea de copil era să pun așa mâna în ei și să iau cât poți în mână. Și să fug cu ei după fete. Să fi văzut acolo țipete. Și lor le plăcea cum țipau și nouă ne plăcea cum țipă și de aici ne distram cu toți. Într-o zi nu mai voiau să mănânce. Atunci eram îndemnat să aducem crengi, puneam crengi de stejar sau de fag peste ei, urcau pe acele crengi și începeau să se înfășoare în fir, într-un fir foarte subțire, firul de mătase. Intrau în cocon vierme și după o vreme din cocon ieșeau afară fluturi. No, asta eu n-am putut pricepe. Nu putut, nici cum. Pentru că logica îmi spunea, atâta cât pricepeam eu atunci, că ce pui înăuntru, aia ar trebui să și iei afară.
Dacă în buzunar ai pus un măr, e limpede că n-ai cum să scoți din buzunar o pară. Dacă ai pus o pară, n-o să scoți prune. Ce ai pus, aceea iei. Dar uite că aici e altfel. A intrat în cocon vierme și afară iese fluture. Cum e asta? Exact asta este imaginea de aici. Aia se numește metamorfoză. Acolo în cocon se întâmplă ceva. E un proces de schimbare, de transformare, de metamorfoză, pe care apostolul Pavel, procesul acesta, e luat și aplicat predări în slujba lui Dumnezeu. Când începi în lucrarea lui Dumnezeu, te găsești într-un stadiu primar. Poate nu fi nu știu ce de ea, poate fi un stadiu foarte slăbuț. E chiar la început, nu-i performanță, nu-i nici frumusețe. E pasiune, e dorință, e potențial, dar atâta doar. Dar dacă ai intrat în procesul înnoirii, a transformării, calitatea lucrării crește, slujirea crește, se dezvoltă, predat de bunăvoie, motivat de mulțumirea față de Dumnezeu, înrolat în sacrificiu, nu se poate să nu crești. Și asta este avut aici în vedere. O creștere în slujire, o creștere în performanța lucrării la care ne-a chemat Dumnezeu. Și aceasta este bucuria lucrării pentru Dumnezeu. În adunare la noi avem nevoie de asemenea oameni, de asemenea coriști, de asemenea membri în grupurile de laudă și închinare, de asemenea predicatori, de asemenea surori și frați mijlocitori în rugăciune. De asemenea, oameni la tineret, la școală duminicală și în fiecare dimensiune a slujirii lui Dumnezeu. Că zice cuvântul că noi care suntem mulți am căpătat de la Dumnezeu daruri diverse și fiecare este chemat să slujească lui Dumnezeu după darul lui, după puterea lui, după măsura credinței lui. La asta ne cheamă Dumnezeu. Și acum întrebarea este: ce faceți dumneavoastră pentru Dumnezeu? Am văzut din aceste două versete că predarea în slujbă, cum să fie predarea în serviciul lui Dumnezeu. Și acum, al doilea aspect pe care îl voi menționa, sub formă tot de întrebare. Dacă te predai în slujba lui Dumnezeu, ce identitate primești? Am reținut cum să ne predăm în slujba lui Dumnezeu. Am reținut că predarea în slujba lui Dumnezeu trebuie să fie voluntară, motivată de mulțumire, făcută cu sacrificiu și cu viziunea excelenței. Dar dacă m-am predat, ce devin? Dacă un elev se duce la universitate, ce devine la universitate? Ce adevărință? Legitimație primește? Legitimație de student. Pentru că e student. Dar dacă de la grădiniță se duce la școală, ce devine dacă se duce la școală? Elev. Și dacă de acasă se duce la grădiniță, ce devine? Grădinar. Da. Șoima patrie, se zicea mai demult. Da. Nu știu ce devine. Ei, bun. Deci, în momentul în care te înrolezi în ceva, în școală, în facultate, într-o școală de ucenici, capeți o identitate. Cel care se predă în slujba lui Dumnezeu, ce identitate capătă? Cineva a zis odată un răspuns mai puțin inspirat. A zis: cine se predă în slujba lui Dumnezeu devine membru. Sigur că această calitate, calitatea de membru într-o comunitate creștină, într-o biserică locală, face parte din profilul celui predat în slujba lui Dumnezeu. Unii dintre dumneavoastră v-ați mutat în Sibiu, cu locul de muncă sau cine știe cu ce gânduri sau pentru ce scopuri, Domnul să vă binecuvânteze în ostedeala, în alergarea dumneavoastră și în așezarea dumneavoastră. Dar am pentru dumneavoastră un îndemn, cum un îndemn am pentru fiecare membru din Biserica Emanuel care se va muta într-o altă parte, într-un alt oraș sau într-o altă țară, dacă lucrurile se vor întâmpla așa. Acolo unde v-ați mutat, să vă faceți membru într-o biserică locală. Iar dacă ați venit în Sibiu, rugați-vă lui Dumnezeu și așezați-vă într-o biserică locală. Omul lui Dumnezeu trebuie să aparțină unei comunități locale. Asta este voia lui Dumnezeu. Nu poți crește altfel. Nu poți fi în siguranță altfel. Așa, pe cont propriu, s-ar putea să pățești ca spicul acela de grâu la marginea unui lan de grâu. Acolo e lanul. Și
Ați băgat de seamă cum în vânt toate spicele se duc într-o parte, după aceea în partea cealaltă și se sprijină unul pe altul și stau în picioare toate. Dar la marginea lanului unul singurat e cam înduit de vârf. Și cam așa pățesc cei care se izolează de comunitatea creștină. Trebuie să ne facem membri. Dar cel predat în slujba lui Dumnezeu este mai mult decât membru. Apostolul Pavel spune că cel predat în slujba lui Dumnezeu capătă identitate de mădular. Avem aici o metaforă, metafora corpului, a trupului, care e un tot, trupul e un tot și trupul este alcătuit din părți, iar aceste părți se numesc mădulare. Mădulare care sunt legate, puse între ele, legate împreună și la oaltă formează acest tot unitar. N-ai putea să spui că mădularul este trupul sau că trupul este un singur mădular. Împreună formează un tot. Nici n-au cum fi unul fără celălalt. Fiecare își găsește semnificația și rostul în trup, în contextul alăturării celorlalte mădulare care formează trupul. Și așa este și în biserică. Închipuiți-vă că cineva ar trece printr-o nenorocire. În urma unui accident să-și piardă un picior. Piciorul a fost amputat, tăiat. Acum un medic cu inimă îi va spune: domnule, nu te necăji prea tare, că mă pricep să-ți fac o proteză. O facem din cel mai de calitate material, faci niște exerciții potrivite și după o vreme să știi că vei ajunge la performanța să imiți mersul unui picior sănătos. Dacă e încălțat, cu pantalon, stă cu minte, drept în picioare, poate să și alerge, poate să știe și fotbal. Dar nu-i mădularul lui, e un membru năcăjit, ca să nu folosesc alt epitet. De observat este că proteza aceasta e cu tine tot timpul, dar nu se bucură când tu te bucuri și nici nu plânge când tu plângi. Și nici n-are niciun reflex, nici o inițiativă n-are. E acolo și atâta. Nu răspunde la nicio comandă, e doar o prezență. Și atât. Imaginați-vă că ar fi posibil un transplant. Sau că membrul acela al corpului, piciorul, a fost tăiat și pus undeva într-un congelator. Iar acum vine un medic și spune: domnule, vom reuși să redăm trupului membrul amputat. Uite, vin în sala de operație și o să legăm oasele de olaltă, venele și mușchii și nervii de olaltă și vei reprimi mădularul pierdut. Deodată viață din corp se duce în piciorul acela. În proteză nu bate inima niciodată. Nici simțuri nu sunt. Dar acum, pentru că s-a lipit, s-a grefat de trup, a devenit parte a trupului, și trupul a integrat această parte. Viața se duce acolo și se întoarce înapoi. Vi s-a întâmplat vreodată să coborâți scările, să zicem cum ar fi scările astea, așa să le coborâți și să credeți că să fie întuneric, să credeți că s-au terminat și să mai fie una? Vi s-a întâmplat vreodată? Care e senzația? Ce se întâmplă atunci? Mai ales dacă te cobori așa pe scară, în bloc, becul ăla care se stânge și se aprinde și când a luat-o tu în viteză s-o stins becul și a crezut că-s gata scările. Am pățit asta. Doamne, fi lăudat că n-am căzut tare. Ce se întâmplă în momentul în care o situație de aceasta de criză apare? Piciorul nu e responsabil că ochiul n-a numărat bine, că mintea n-a fost atentă. Dar acum când, din cauza greșelii altor mădulare, trupul e în pericol, să vezi ce face piciorul. Preia sarcina. Se mobilizează, își asumă să ducă asupra lui greșeala. Dacă nu poate, trupul se prăbușește. Atunci intervine un alt mădular în același spirit de sacrificiu. Mâna se aruncă în față și a transmis un mesaj: mai bine să fiu zdrobită eu, dar să scape trupul. Așa se întâmplă. Protezele au vreun reflex? Niciun reflex.
Prin aer poate zbura o așchie. Cineva lucrează în preajmă. Așchia aceea îți nimerește ochiul. În fața așchiei se așează ca un scut pleoapa care se închide. Și a transmit un mesaj. Prefer să mor eu, dar să scape alt mădular. Asta înseamnă să fii mădular. Această imagine este preluată de Pavel și așezată în acest cuvânt ca răspuns la întrebarea ce devii dacă te predai în slujba lui Dumnezeu. Primești un loc, un rost, faci parte din trup, dai viață și iei viață din acel trup, trăiești prin ei, ceilalți trăiesc prin tine. Slujirea este o bucurie. Binecuvântată este acea comunitate creștină care are în sânul ei oameni puși în slujba lui Dumnezeu așa, cu această conștiință. Oamenii aceia niciodată nu vor zice biserica aia, ci vor zice biserica mea. Nu vor face rău bisericii, pentru că biserica sunt ei. Eu mă bucur să știu că în adunarea noastră sunt asemenea oameni. Și acum mi-aduc aminte de Timote, unde e Ligia? Alb, unde ești? Domnul să te binecuvânteze. Paicii. Bine că nu-i, că acum vorbim de lips. Da. M-am dus într-o zi în vizită la familia Albu. Timotei, nepotul fratelui Tănase, era mai micuț. Povestim noi ce povestim acolo în casă și deodată ușa se dă cu putere la perete și în prag Timotei, față în față cu mine. Nu știa că s-a acolo, nu s-a așteptat să fie acolo, să fiu acolo. Când m-a văzut, a încremenit. Dar și-o reveni repede și îmi zice, eu te știu pe tine. Și eu zic, de unde mă știi? La care băiatul, nu știu dacă avea 6 ani, a zis, vii la biserica mea. Ai ce mi-a plăcut. Vii la biserica mea. Un copil de 6 ani să spună, vii la biserica mea. Este un lucru foarte frumos. Am ajuns duminica aceea la adunare, aveam pregătiți 5 lei, i-am dat 5 lei și îl întreb la urmă, Timotei, biserica asta, a cui? Și se uite așa la mine, zice, și-a mea, și-a ta. Și copiii trebuie să se identifice cu biserica, dar oamenii, dar dumneavoastră care sunteți membri în biserică, cum simțiți comunitatea aceasta? Ea dumneavoastră? Cum simțiți biserica Emanuel? Trebuie să o iubiți, trebuie să vă simțiți parte a ei. Cum simțiți poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu nevăzută? Pe Hristos Domnul, pe frații de credință, de pe toată fața pământului. Suntem împreună un trup. Asta este identitatea. Și deci urmează o slujbă. Cuvântul Domnului ne spune că noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup și mădularele n-au toate aceeași slujbă. Au slujbă, o slujbă în diversitate. Și la slujba aceasta suntem chemați. Ce ai de făcut dacă te predai în slujba lui Dumnezeu? Dacă te predai în slujba lui Dumnezeu, cu siguranță trebuie să te îngrijești de slujba la care te-a chemat Dumnezeu. Mădularele au o slujbă. Nu toate au aceeași slujbă, dar au o slujbă. Au un rost. Mâna în trup are un rost, piciorul are un rost, gura are un rost. Mădularele trupului au o slujbă, nu au toate aceeași slujbă. E o diversitate în slujire. Și acum întrebarea este, care este slujba dumneavoastră? Ce te-a chemat Dumnezeu să faci? Ce faci? Cum îți găsești rostul, împlinirea? De regulă, stimați frați, lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu se găsește în domeniul abilităților noastre. Dumnezeu ne-a chemat să facem ce ne pricepe mai bine să facem. Și cu darul nostru, cu abilitățile, cu înzestrările noastre, să slujim lui Dumnezeu. Peste înzestrările noastre naturale se vor așeza binecuvântări venite de la Dumnezeu prin Duhul, ungere a Duhului Sfânt, daruri ale Duhului Sfânt, care vor face ca slujirea noastră să fie o slujire cu rod, binecuvântată de Dumnezeu și aducătoare de binecuvântare pentru alții. La asta ne-a chemat Dumnezeu să facem. Și aici ne este rostul. Nu ne-a chemat numai să venim la biserică, ci ne-a chemat să lucrăm împreună cu Hristos spre slava lui Dumnezeu. Și slujirea să fie o slujire de calitate.
Că Iacob spune că cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. N-aș înțelege că prin acest cuvânt ni se cere să facem tot binele din lume. Că nu putem și nici nu suntem chemați. Ci mai degrabă, și contextul îmi stă sprijin pentru această interpretare, e că apostolul Iacov spune cam așa, cine știe să facă bine, adică știe să facă bine un lucru, că ne vom duce acolo și vom face cu tare și cu tare și cu tare lucru. Cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Adică lucru de mântuială, o slujire de mântuială. Nu știu cum noi, poporul român, am făcut niște asocieri de cuvinte, mântuirea cu mântuiala. Totul diametral opuse. Slujirea noastră trebuie să fie de mare calitate. Cine știe să facă bine, să facă bine. Dacă ești zidar, să zidești drept. Dacă pui faianță sau gresie, pune-o bine, că știi. Să nu zici, merge și așa. Vorba unui fost student de-a nostru, Golescu, știi, de la Curtea de Argeș, frate Rubic. El zice, fratenelul diferit, e vorba asta de ce ziceam noi la atelier, la serviciu auto. Dar ce ziceați, băi, George, la serviciu? La care el zice, aveam o vorbă. E păcat să pui șurub unde poți lega cu sârbă. Nu? Slujire de calitate. Cum e slujirea voastră? Cum e pasiunea, dorința de a face ceva bun, de calitate pentru Dumnezeu? Tata era la lucru câmpului împreună cu un vecin. Cu o pereche de cai ara pământul tata și cu cealaltă pereche de cai, când nu era tractor pe vremea copilăriei mele acolo, vecinul. Numai că vecinul numai zgâria iarba așa, se plimba încolo încoace pe ogor. La care tatăl meu îi zice, Ioane, că așa-l chema și pe vecinul, nu-i bine cum faci, apasă-te mai bine pe plug. La care celălalt zice, Ioane, că așa și pe tatăl chema tot Ioane, și pe mine tot la fel. Tot satul era Ioane. Da. Din când în când cât un Gheorghe. Așa. Și omul zice, dar nu merge, nu merge nici cum. Gospodar priceput, tatăl meu a zis, ia dă-mi să văd. Și-a luat plugul în mână, bărbătește, s-a apăsat pe el cum trebuie, mergea plugul, nu avea nicio treabă. La care tatăl meu îi zice, vezi, Ioane, că merge, așa se face. La care el ăla, bombănind, a zis, auzi, așa fac numai la mine. Acolo-i. Pentru casa ta știi să faci bine. Și când e pentru Domnul, merge și așa. Au venit pe șantier la institut niște frați de aici, de prin județul Alba, să ne ajute. Șugubăți, meseriași mâna întâi, oameni cu inimă pentru Dumnezeu, dar și șugubăți. Mă întreabă unul dintre ei, no, frate Nelu, cum vrei să lucrăm? Pe gratis sau în numele Domnului? Mă uitam la el, am știut că e o cursă. Și am zis, în numele Domnului. La care el a zis, te-ai prins. Că de ziceai pe gratis, scăpam de tine până la amiază. Slujirea este în numele Domnului. De calitate. Adică, ce înseamnă numele Domnului? A făcut Domnul. Eu doar am fost poștaș. E parafa lui. E semnătura lui. Certificatul de calitate îl dă el. Garanția o prezintă el. Eu am făcut în locul lui. A avut încredere în mine să-l reprezint. Păi cum să-l fac de rușine pe cel care a avut așa încredere în mine? Predarea în slujba lui Dumnezeu. Duminică este evangelizare. Ce vom face pentru această evangelizare? Dumnezeu să ne călăuzească, frații mei, și când stăm la masa Domnului, cum se întâmplă în această dimineață, predarea noastră în slujba lui Dumnezeu trebuie să fie aprofundată, subliniată, înțelesul ei adâncit. Că Iisus Domnul s-a predat pentru noi. Iar acum masa aceasta, așa se numește din limba greacă denumire, Euharistie, adică masa mulțumirii. Mulțumim lui Dumnezeu că s-a predat pentru noi și ne predăm și noi. Așezarea lucrătorului la masă e pentru a prinde puteri. Îl așteaptă lucru în ogor. E o lucrare de făcut. Și dacă astăzi stăm la masă,
Nu stăm ca la un ospăț prin care sărbătorim ceva, celebrăm ceva, ci fie ca o masă a lucrătorului care, dis de dimineață, ia un bucătur, așa, că știe că l-așteaptă lucru greu al zilei. Așa să fie o dimensiune a acestei mese. Mulțumire față de Dumnezeu și întărire în consacrarea noastră față de Dumnezeu ca să-L slujim într-un mod roditor. Dumnezeu să ne ajute. Vă chem să ne ridicăm. Ne vom ruga lui Dumnezeu cu toată adunarea, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste această părtășie, peste această masă și să fie Domnul cu noi cu toții. Amin.